să vă întreb eu, noi suntem echipa surprizilor. Așa ziceți? Nu bănuiți pe nimeni altcineva decât surorile dumneavoastră, nu? Și altcineva cine ați mai fi? Da, și altcineva? Cumnații. Da, și fratele dumneavoastră. Cu toți au contribuit și pentru toți sunteți foarte importantă și vă apreciază din toată inimioara dumnealor. Pe noi ne-au trimis cu daruri la dumneavoastră. Avem aici un tortuleț, un tortuleț în formă de inimioară, pentru că, după cum v-am spus, vă iubesc tare mult. Aici avem 27 de trandafirași, fiecare trandafir simbolizând câte un an din viața dumneavoastră. Puteți să-i țineți și pe acestea? Da. Și mai avem și balonașe cu 2 și 7. Nu știu, ne ajutați dumneavoastră, e regulă? Da. În partea dumnealor am și o melodie. Și la final o să vă transmit și un mesaj. Haideți să vedem. Când dă pe lume un frate care te ajută, unul singur dă să căie. Să citim mesajul, dacă doriți dumneavoastră să suflați în lumânările, să vă puneți și o dorință. Să vi se îndeplinească. Și acum mesajul nostru vine cu multă, multă dragoste pentru dumneavoastră și recunoștință și spune așa: surioara noastră, dragă, iubită și frumoasă, sper să nu încep să plângi înainte de a citi. Îți trimitem câteva rânduri în care ne putem exprima sentimentele, pentru că ce simțim noi, simți și tu. Se spune că atunci când ai o soră, ești de două ori mai fericită, pentru că este a doua ta mamă. Dar din fericire nouă ne-a dat Dumnezeu mai mulți frați și pentru asta le mulțumim părinților noștri. Mereu ai avut grijă de noi și pentru asta îți dăruim inima. Îți dorim bunăstare, prieteni devotați, casă luminoasă, un bebe sănătos, aventuri de neuitat și dragoste mare. Să ai parte de zile fericite toată viața. O soră se ceartă cu tine ca să devii mai puternică și să fii capabilă să înfrunți apoi viața întreagă. Știu că bătăliile noastre din copilărie și prin tot ce am trecut ne-au făcut ceea ce suntem astăzi. Femei puternice în toată firea, pentru mulți ani am împărțit același acoperiș, am râs și am plâns împreună. Am mers apoi pe drumul nostru fiecare, dar legătura noastră a rămas mereu la fel și nu vom găsi niciodată o prietenă mai bună pe care să o numim sora noastră. Te iubim mult, îți dorim să ai o zi frumoasă ca tine, cu drag din partea surorilor, fratele și cumnaților, cu tot dragul. Mulțumesc mult de tot și eu le iubesc, din tot sufletul, și părinții și fratele și cumnații și pe toți.